BMW X5 a primit mici retușuri estetice în 2010 și chiar dacă timpul a trecut ușor peste el, rămâne tăticul SUV-urilor premium din România, atât la vânzări cât și din perspectiva performanțelor. În imagini este X5 40D, adică versiunea diesel cea mai potentă existentă la noi. Nu există niciun SUV comparabil care să bată performanțele generale ale acestui X5. Versiunea din test are pachet M Sport și o culoare care dă foarte bine pe X5, Deep Sea Blue Metallic. Față de restul gamei X5, această variantă cu pachet M are aripi mai evazate, spoilere cu tăieturi mai ample, jante M, evacuare cu design special și scaune sport. Volanul este și el tot M, cu padele, iar pragurile poartă mândre aceeași literă M. BMW X5 este o icoană printre SUV-uri, fiind cel care a împins aceste tipuri de mașini spre niște performanțe rutiere la care n-ar fi sperat vreodată, dar chiar și icoanele pot fi pictate prost. În X5, chiar și la acest facelift, ai surpriza să descoperi o plafonieră atât de ieftină încât ai zice că furnizorul le-a dat-o gratis celor de la BMW. Până și în noul Ford Focus ai lumină albă cu LED și o mașină de 5 ori mai accesibilă. Un alt element surpriză neplăcută este lipsa de eleganță constructivă pentru modulele de comandă ale amortizoarelor față. În pasajele roților îți e dat să vezi foarte expuse două cutiuțe de plastic negre, în care intră niște fire la fel de expuse și slab izolate. Zici că sunt fire de telefon din blocurile comuniste. Cei de la BMW spun că n-au existat niciodată probleme, dar impresia de fragilitate constructivă tot rămâne. Dincolo de aceste două minusuri, X5 40D transmite emoție prin fiecare por, fie că vorbim de design, performanțe sau confort. Climatizarea are trei moduri de lucru, soft, medium și intensiv, pentru un confort termic sporit. Tehnologia Head-Up Display cu proiecție color te ajută foarte mult să te concentrezi mai bine la drum și senzații. Așa ceva nu găsești nici la Mercedes, nici la Audi. Propulsorul biturbo diesel de 3 litri cu 6 cilindri în linie dezvoltă 306 cai putere și un cuplu de 600 Nm. Cuplat la o transmisie automată sport cu 8 viteze, X5 40D atinge suta în 6,6 secunde. Adică e mai rapid cu circa o secundă față de Porsche Cayenne diesel și Mercedes-Benz ML350 BlueTEC. Dar Audi Q5 e mai rapid decât acest X5 cu 0,1 secunde. Pentru suspensie și direcție există un mic buton sport lângă maneta de comandă a cutiei de viteze. Odată cuplat, simți cum întreaga mașină de aproape 2,2 tone se încordează și devine mai agilă. Dacă pui și cutia în modul sport, iar apoi și tracțiunea, descoperi în X5 40D un SUV incredibil de agil și performant, care îți permite să abordezi viraje cum nu ți-ai fi închipuit că vei putea vreodată. Scrâșnetul anvelopelor Bridgestone anunță din timp pierderea aderenței, dar mecanica mașinii e atât de bună încât traiectoria rămâne mereu previzibilă și ușor de corectat. În mod paradoxal, mașina se simte mereu mai bine cu butonul sport activat pentru suspensii și direcție, chiar și în oraș. Problema este că fără acest buton apăsat, ai mereu senzația că organele mecanice ale mașinii sunt deșelate. Mereu simți în volan și întreaga caroserie un bălăbănit nefiresc. Desigur, asta nu se întâmplă și pe drumuri impecabile, dar cum așa ceva nu prea există la noi, vei avea ocazia la fiecare câteva minute să simți acest bălăbănit. În mare parte sunt de vină roțile de 20 de inci foarte late, de 275 pe față și 315 pe spate. Fiind atât de late, e aproape imposibil să rateze unele denivelări din asfalt. La un preț de bază de 64.000 de euro cu TVA sau 94.000 de euro pentru varianta din test, BMW X5 40D este cel mai dinamic și mai complet SUV turbodiesel pe care ți-l poți cumpăra în acest moment.